Din păcate se întorc ploile, ne-a lăsat vremea așa, 2-3 zile de respiro. Prin țară începe din nou să plouă, hai să aflăm detalii de la Flavia. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Mijlocul lunii iulie ne aduce o vreme variată în Maramureș, în Oltenia, Transilvania și Moldova, în special după amiaza și seara. Vor fi condiții de precipitații, în timp ce în restul teritoriului țării cerul va fi variabil, iar soarele va fi extrem de generos. Începem cu partea de nord-vest a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi va ploua, după cum vedem. Sunt așezate precipitații atât în Baia Mare cât și în Satu Mare, iar temperatura maximă se va încadra între 28 și 29 de grade. Avem în Crișana, în schimb, o vreme foarte frumoasă, cerul va fi variabil spre senin, iar temperatura maximă se va încadra între 30 și 31 de grade. Dacă locuiți în Banat, astăzi veți avea nevoie de umbrele, este posibil să plouă slab, în special după amiaza, temperatura maximă se va încadra între 27 și 29 de grade. În Oltenia vor reveni ploi, în special în sudul teritoriului, atât în Craiova cât și în Slatina, sunt așteptate ploi, temperatura maximă se va încadra între 29 și 30 de grade. În Transilvania, în zona montană, astăzi va ploua, cantitățile de apă nu vor fi foarte însemnate, temperatura maximă se va încadra între 23 de grade în Mierculaciuc, 27 de grade în Brașov și 29 de grade în Alba Iulia. În Moldova va ploua astăzi, după cum spuneam și mai devreme, din nord și până în sud, asta în special după amiaza și în timpul nopții. Temperatura maximă se va încadra între 24 și 29 de grade. Intensificarea ale vântului astăzi în Dobrogea, dar șansele să plouă vor fi reduse. Vremea va fi foarte, foarte frumoasă, o vreme perfectă pentru plajă. Temperatura maximă se va încadra între 29 și 30 de grade. În Muntenia, o vreme foarte frumoasă și foarte, foarte caldă, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va încadra între 30 și 32 de grade. În capitală, de dimineață se înregistrau 21 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 30-31 de grade. Astăzi cerul va fi variabil spre senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Cam despre vreme, să aveți o zi excelentă!